Bun găsit, dragi prieteni, la Fair Play. Sunt Daniel Vatamanu, iar în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii vă invit să aflați informații noi despre echipa de fotbal Șomus Fălticeni. Invitatul special al emisiunii este Iulian Ionesi, antrenorul echipei din Fălticeni. Salut, Iuli, bine ai revenit la Fair Play. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut telespectatorii dumneavoastră. După rezultatele pe care le-ai înregistrat în sezonul trecut, la Rădăuți puțină lume se aștepta să nu continui la Bucovina. Care au fost cauzele care au dus la această despărțire și cum de-ai ajuns la Fălticeni? Nici până în ziua de azi nu știu nici eu care au fost cauzele despărțirii. Nu pot să spun foarte multe. Cert e că s-a produs la un moment dat o ruptură. Factorii de decizie de acolo au hotărât să schimbe lucrurile și eu n-am putut decât să iau act de acest lucru și să-mi văd de drumul meu în continuare. Aș fi fost dispus poate la un moment dat să continui ca jucător, dar au fost mai multe discuții, nu știu cât și-ar fi dorit să rămână. Eu mi-aș fi dorit ca tot lotul de jucători să rămână unit, să rămână toți, chiar să mai aducă 1, 2, 3 jucători și să se atace promovarea, din punctul meu de vedere. Dar autoritățile consideră că nu, Rădăuțul nu poate susține o echipă de Liga a doua și atunci am hotărât să ne despărțim, pentru că eu nu aveam alte, eram în discuții, am fost în discuții și cu Andrei Ciutac, am mai avut câteva discuții, eram și în discuții cu cei de la Fălticeni, dar primordial pentru mine ar fi fost să rămână la Rădăuți lucrurile așa cum a fost sezonul trecut, să devenim mai puternici cu noul sponsor principal, cu domnul Lucescu alături, sunt convins că am fi fost mai puternici. Dar așa a fost să fie. Da, la Rădăuți vorbim totuși de un proiect pe care l-ai început cu câți ani în urmă? 5 ani. 5 ani, spun că e frustrant să... Da. Bine, da. De altfel acum observ că te-ai mai liniștit, dar în momentul plecării mi-aduc aminte o postare în care, sigur, spuneai, dacă nu mă înșel, că ți s-a reproșat returul meciului cu Brăila, de exemplu. Da, erau discuții prin oraș, dar bine, sunt fel de fel de discuții, sunt oameni care de-abia așteaptă să arunce câte o fumigenă de asta, dar nu, n-a fost cazul. Pur și simplu, și la meciul la Brăila, cred că acela a fost maximul acestor copii la acel moment, pentru că oricum ne-am depășit limitele, clar, având în vedere valoarea individuală a jucătorilor, am creat un grup foarte unit, foarte bun, dar acolo... Efectiv, după minutul 60 și câțiva dintre seniori, în afară de juniori, s-au accidentat și Florescu și Bejenar. Au mai fost câțiva factori care au influențat acel final nefericit de joc. Dar nu se pune problema de așa ceva, pentru că noi am investit atâta suflet, atâta muncă într-un an de zile, să ne batem joc de munca noastră, nu se pune problema. Așa a fost să fie. Dacă mai dura un sfert de oră, cred că mai luam vreo 3, chiar eram în 9. În același timp, dacă e să ne amintim, iată, am ajuns la vorbele tale, la finalul meciului Tur. Adică regretai că nu ați înscris mai multe goluri, ați avut într-adevăr multe șanse. Și gol anulat, da. Da, îi puteați tranșa chiar din primul meci. Da, din păcate n-am avut experiența necesară atunci, pentru că ei erau debusolați. După minutul 60-70 au picat și fizic, terenul mult mai mare la Rădăuți față de Brăila și puțin mai rău și noi adaptați la condițiile de la Rădăuți. Dacă am fi forțat atunci, măcar înscrierea măcar a unui gol, sau două, deja la Brăila era mult mai simplu pentru că avea un confort psihic alt, confort psihic jucătorii, chiar dacă luau un gol, două. Așa, după primul gol a intervenit o panică și faptul că l-am pierdut în minutul 16 acolo pe Bejenar, un junior care de fapt nu juca pentru că era junior, juca din punctul meu de vedere pentru că era valoros și atunci a trebuit să-l introduc pe Străjeriu, care abia îl luasem de câteva luni de la liceul sportiv. Au fost câțiva factori care, dar acum am învățat din greșeli și încerc la Fălticeni să nu mai repet aceleași greșeli, să fac aceeași muncă, poate mai bună ca la Rădăuți. Rămânând încă puțin la această dublă cu Brăila și făcând o paranteză, iată, tot s-a discutat pe finalul sezonului trecut cât de puternică era seria noastră. Iată, vedem, Brăila a promovat în Liga a doua și nu prea se descurcă. E atât de mare diferența de valoare dintre cele două eșaloane? Cu siguranță, dar Brăila, mă bucură faptul că au mers pe același nucleu de jucători, pentru că vedeți, după fiecare promovare, echipele, indiferent că e de la Liga a doua la Liga a întâi sau de la Liga a treia la Liga a doua, schimbă antrenorul, schimbă 3 sferturi din lot,
Brăila are un început mai greu, dar sunt convins că prin omogenitatea lor și adaptarea puțin, cred că va dura câteva etape, adaptarea la Liga a doua și ușor, ușor vor face puncte. Au de la mijloc în sus o echipă foarte valoroasă, e clar, de Liga a doua. Pat, să nu uităm că Patrick Petre încă n-a jucat la Liga a doua, care este cel mai important jucător al lor. Leagă jocul bine acolo cu Rafael Stănescu, cu... mai avea un vârf de culoare, dar nu l-am văzut nici pe el. În aceste etape am urmărit puțin, eram curios să văd cum se adaptează. Într-adevăr, ei acolo pe terenul lor mic de la însurăței, fiind foarte valoroși individual de la mijloc în sus, pun probleme oricărei echipe, chiar de Liga a doua, dar când prin terenuri mai mari, din punct de vedere a pregătirii fizice, nu i-am văzut chiar atât de ok, cel puțin la meciurile noastre de baraj. Noi am dominat fizic. Dar pe da, spații acum, mici... În ultima etapă am văzut cu Steaua, au reușit să egaleze la un moment dat la 2-2, până la urmă au pierdut cu 2-5. Da, da, eu cred că vor, da. Se vor adapta. Te întreb despre Brăila, pentru că am văzut și anul trecut Bacăul, la fel promovată în Liga a doua, nu a făcut față rigorilor de acolo și, nu știu, în perspectiva unei acolo a fost promovări a unei echipe sucevene pe viitor. Nu acolo la Aerostar au fost probleme cu bugetul, pentru că a venit pandemia, firma mamă n-a mai avut comenzile, pentru că mai ținut legătura cu conducerea de acolo și știu. Ei acum abia au din nou buget bun, pentru că s-a reluat activitatea în firma, au comenzi foarte mari și atunci și banii pentru echipă sunt mai mulți. Și ei, fix la Liga a doua, când aveau nevoie mai multe de bani, nu mai dispuneau de fonduri și atunci n-au putut aduce jucători, au mers pe același nucleu. Nu știu să vă spun, eu îl am pe Alexandru la Fălticeni, care a fost la ei acolo. Nici n-am experiența Liga a doua, n-am mai fost la Liga a doua din 2014 cu Suceava ca jucător, dar atunci nu pot să zic că era diferența atât de mare. Erau două serii, erau 28 de echipe la Liga a doua, erau altfel lucrurile atunci, dar clar că acum este diferența foarte mare. Dar pentru o organizare bună, prin aducerea 2, 3, 4 jucători de valoare peste nivelul echipei, cred că s-ar putea face, mai ales într-un oraș ca Suceava, nu se pune problema să nu poți să ții o echipă de Liga a doua. Spuneai că după despărțirea de Rădăuți ai discutat și cu președintele Forestei, Andrei Ciutac, și cu cei de la Fălticeni. Ce te-a făcut să alegi Fălticeni și nu Foresta? Nu s-au mai concretizat discuțiile cu Andrei, au fost doar niște discuții așa de principiu, au fost topate din fașă și cei de la Fălticeni au fost mult mai insistenți și au dorit mult mai mult să merg acolo. Chiar am primit un telefon care m-a convins să merg acolo de la domnul primar Coman și atunci am hotărât să merg. A fost unul din motive, a fost faptul că i-am văzut și știu că am jucat atunci la ei la Liga 4 când n-am promovat într-un baraj cu Gloria Bistrița 0-0 acolo 1-1 la Fălticeni și n-am promovat și am fost atunci la ei și cunoșteam ca oameni, știam modul cum lucrează, știam pe domnul președinte, pe domnul Darabă, pe domnul Ungureanu președinte. Și atunci, pentru că nu am promovat, am zis că poate într-o zi mă voi întoarce și voi ajuta la crearea unei echipe puternice. De asemenea, și modul cum am plecat la Rădăuți m-a determinat așa puțin, pentru că nu au fost lucrurile chiar ok, pentru că până la urmă urmei am dus echipa pe primul loc. Cum a fost, cum n-am fost, am fost pe primul loc cu o echipă care... Ați câștigat seria cea mai... Care nu ne dădea nimeni nicio șansă la începutul sezonului. Și cu toate acele probleme, cu pandemia, cu statul... Exact. Da, au fost multe probleme. Și financiare, nu mai discutăm. Și încă un lucru care m-a determinat a fost curiozitatea mea de a vedea dacă a fost o întâmplare sezonul trecut sau pot face niște lucruri frumoase și munca pe care o desfășor și modul cum văd fotbalul îmi va confirma sau nu sezonul acesta la Fălticeni, dacă pot crea ceva acolo sau nu, sau poate a fost o întâmplare sezonul trecut. Nu știu, vom vedea. Cum ai găsit clubul din Fălticeni? Ești mulțumit de condițiile de acolo, de pregătire, de colaborarea cu stafful? Spuneai că ai mai... Adică nu e o noutate, ai mai fost pe acolo, dar sigur nu în calitate de antrenor principal, probabil acum ai atribuții mult mai mari. Sunt condițiile necesare pentru a face performanță, poate mai mare decât la Rădăuți? Da, comparând lucrurile și... la ce am avut noi la Rădăuți sezonul trecut, aici nu venea să cred când am văzut că lucrurile sunt mult mai bine organizate, conducerea mult mai aproape de club, domnul primar aproape, deci ei își doresc performanță, își doresc rezultate, pentru că dacă ne uităm puțin în urmă, în sezoanele de când sunt ei la Liga a treia, au fost mereu din cele trei echipe sucevene, au fost mereu a treia, indiferent de locul ocupat în clasament, celelalte două au fost mai sus. Și atunci își doresc și ei rezultate.
m-a surprins plăcut tot ceea ce am găsit acolo. Organizare bună la stadion, organizare bună a clubului, conducerea foarte corectă. Într-adevăr, acum este avantajul că au intrat și banii de la primărie pe legea 350 pe accesare de fonduri nerambursabile și atunci ne dă o liniște faptul că financiar stăm bine. E un buget mai mare decât anul trecut? Nu știu exact cât au avut anul trecut. Știu că acum s-au mai înregistrat ceva datorii la jucători care au fost sezonul trecut și am înțeles că s-au rezolvat problemele cu ei și după ce s-au rezolvat problemele cu ei am intrat în normal și ne-am făcut niște calcule la masă împreună. Mi-a plăcut faptul că sunt foarte deschiși, comunicăm, ne spunem fiecare punctul de vedere și ajungem la un numitor comun. Mai erau doi finanțatori importanți, au rămas aproape de echipă? Din informațiile pe care le am, da. Da, sunt aproape de echipă și câțiva agenți economici din oraș care ajută chiar destul de mulți, nu cu sume mari, dar sunt mai mulți și puțin cu puțin se adună. Și atunci, nu știu exact situația financiară, că nu. Eu am primit dreptul de a discuta cu jucătorii pe anumite sume, mai ales cei care au venit cu mine de la Rădăuți. Mai au fost cei care au mai rămas sau cei care au fost aduși, am mai discutat și conducerea lor. Dar cu cei de la Rădăuți am discutat eu și oamenii au fost de acord cu toate condițiile puse de mine la început și apoi, din discuțiile cu jucătorii, i-au văzut că sunt băieți de caracter, nu se pune problemă, că au nici nu... Banii sunt așa, cât se poate să trăiască de la o lună la alta. Din punct de vedere al strategiei, clar, s-a schimbat complet placa, să spunem așa, la Fălticeni, față de ce a fost anul trecut, când s-a mizat pe mulți jucători străini. A fost una din condițiile mele. Da. Pentru că eu consider... Pentru cei care nu știu, precizăm că împreună cu tine la Fălticeni au ajuns destul de mulți jucători. Astăzi al 13-lea va fi Bejenar Daniel. De la Rădăuți. Da. Plus din staful tehnic te-a urmat Marius Lup, nu? Da, Marius Lup, da, kinetoterapeutul Matei Bălean din Rădăuți. Da, și 13 suntem cu tot cu mine, jucători. Da, să spunem, mi-aduc aminte, a fost o conferință de presă, cred că înainte de startul returului la Fălticeni, care s-au prezentat obiectivele, sigur cu mult fast, și atunci spunea primarul, chestionat pe seama faptului că nu sunt mulți jucători locali nici la echipă, că suferă Fălticeniu pentru că mult timp nu s-a mai lucrat la nivel de copii și juniori și în momentul de față, din acest punct de vedere, suferă, adică nu au tineri juniori, să zic juniori mai mari, care, din zona Fălticeniului pe care se poate baza echipa de Liga 3-a. Asta am încercat și eu când am ajuns față acolo. Față de Rădăuți, da, pentru că la Rădăuți... Rădăuțeni sunt, cât eram eu, erau 5 rădăuțeni, 7 vicoveni. S-a făcut treaba acolo la CSS Rădăuți și, sigur, au mai plecat și pe la Fălticeni sau la LPS Suceava. Dar n-au continuitate, nici Fălticeni, nici Rădăuți, îi duc până la junior C, până la 15 ani. Apoi trebuie să facă pasul către, din punctul meu de vedere, către LPS, pentru că au condiții foarte bune, celor valoroși li se oferă și o bursă, cazare și masă și eu văd ca orice club care își dorește să facă performanță în județ trebuie să aibă o colaborare foarte bună cu LPS-ul. Așa văd eu lucrurile. Dar fiecare le vede în felul lui. Legat de partea cealaltă, într-adevăr, avem un copil, doi din Fălticeni care fac antrenamente cu noi, dar nu pot face momentan față rigorilor Ligii a treia. A mai fost Pânzariu Flavius, un băiat din Fălticeni, a fost cu noi în pregătiri, dar din anumite motive nu s-a continuat colaborarea cu el. Mi-am dorit să vină fălticeneni cât mai mult să fie în... Da, a fost mult timp fără o echipă de seniori acolo. Da, a fost. După Juventus până la Șomuz. Juventus și Juventus. Ne amintim că mulți erau suceveni. Da. În frunte cu antrenorul Ovidiu Murariu. Sunt. Lucrează Iulian Darabu, copii, lucrează profesorul Hreamătă. Sperăm că ușor vor scoate. E nevoie de timp. Oricum. Da, eu am mers acolo și noi am semnat contracte pe un an. Eu îmi doresc rezultate imediate și atunci dorind un rezultat imediat nu pot să aștept să cresc copiii de acolo de 15, 14, 15 ani. Cresc pe lângă echipă, dar nu îi putem folosi la acest moment pentru că nu fac față și atunci și pe ei am forța, i-am pune niște situații proaste și noi nu ne-am îndeplinit obiectivele. Și atunci am preferat să aducem jucători pe care îi cunosc, jucători cărora le știu valoarea și cărora le știu caracterul, pentru că în echipele pe care le pregătesc eu, nu veți vedea niciodată jucători al căror caracter este cu semnul întrebări. Pentru că acel tip de jucători strică grupul
și decât să aduc unul de acela, chiar dacă este valoros individual, decât să-mi strice grupul, mai bine muncesc cu un copil care nu are valoarea celuia, dar știu că mă pot baza pe el la două noapte, dacă îl trezesc și îl pun să joace fotbal, știu că o face. Bine, acum nu te-au urmat chiar toți de la Rădăuz, mă gândesc la un Stroie în care îți spuneai mari speranțe. Da, am avut discuții cu familia lui, el este clasa nouă la Rădăuz, era destul de greu cu școala. Deși am lucrat, vă spun sincer, știam că nu o să mai fiu la Rădăuz, știam că ei sunt în discuții cu anumiți antrenori. Și eu tot lucram individual, pentru că mergeam pe stadion în vacanță și lucram împreună, pentru că mi-e drag de el așa, sper să ajungă undeva sus, dar vom vedea ce va fi sezonul acesta la Rădăuz. Era greu cu școala, sau să-l mutăm la Fălticeni un an cu școala, era destul de complicat și atunci, fiind un proiect în continuare și la Rădăuz, el poate prin plecarea acestor jucători care au mers cu mine, avea șanse mai mari să joace, de ce nu să... n-am plecat cu... adică m-am gândit la binele lui. Da. Încă un aspect legat de Rădăuz, cu părere de rău să precizăm, să... îmi exprim eu, unul personal, regretul pentru încetarea din viața lui Cornel Scântei, un om care cu siguranță, dacă ne-ar fi urmărit în acest moment, dacă mai era în viață, era foarte, foarte atașat de echipă și moral, să zic așa, și fizic, pentru că, dacă nu mă înșel, am văzut și în această vară, vopsind pe acolo, pe la stadion, un om, unul dintre, probabil, cei mai înflăcărați suporteri ai echipei din Rădăuz. Cu siguranță și tu l-ai cunoscut foarte bine. Da. Și chiar miercuri, joi am vorbit cu el și sâmbătă, vineri, noapte s-a stins, până, din păcate. Am vorbit ultima oară joi telefonic cu el. Era un om extraordinar. Da, și în ciuda vârstei, adică, sigur, nu era foarte în vârstă, dar era activ, știu, făcea mișcare, m-a surprins. Da, din păcate inima cedată. În rest, își făcea analizele la două luni, la trei luni, își făcea toate analizele. Avea și grijă de el, pentru că a avut în tinerețea lui, a avut și el niște probleme personale și atunci s-a regăsit în sport, s-a regăsit în stadion. Din păcate a suferit mult, în momentul în care s-a destrămat vechea echipă, a suferit foarte mult. Eu țineam legătura cu el și știu trăirile și cum a văzut el lucrurile. Din păcate i-a cedat inima și asta a fost. Dumnezeu să-l ierte. Oricum, un om deosebit, chiar un om deosebit. Da. Revenim la Fălticeni. Spuneai de jucători, ți-ai ales pe cei care corespund profilului de jucător pe care vrei să pregătești. Ca total, așa, ca nivel de lot, ești mulțumit de ce ai la dispoziție pentru acest sezon? Da, foarte mulțumit. Cu cei de la Rădăuz, ca să facem... Eu am discutat cu toți de la Rădăuz. Care a vrut să mă urmeze, m-a urmat. Cei care au rămas, nu am nicio problemă, au ales ce a fost mai bine pentru ei. Mă gândesc la Ionuț Plămadă, viitoarea lui soție este kinetoterapeut în cadrul clubului și atunci ar fi fost greu să mă urmeze. Stoian este finul meu, am hotărât să rămân acolo. Vorbim totuși de o navetă, Rădăuz, Fălticeni. Da, mulți sunt suceveni, nu? Mulți erau suceveni, deci nu, naveta e mai mică de la Suceava la Fălticeni. Bine, Ionuț Plămadă... Da, dar nu, 50 de minute facem pe noroc de variantă, dacă nu era variantă, era problemă mare. N-am nicio problemă. Sper să le fie bine acolo, să-și țină promisiunile cei de acolo și să le fie bine, pentru că eu totdeauna am luptat pentru asta. Ei să așa aibă drepturi la zi, pentru că nu poți să muncești un jucător care e cu burta goală. Cei care și-au dorit să vină cu mine, am discutat cu ei, am rezolvat imediat latura financiară, conducerea clubului din Fălticeni. Am mai adus câțiva jucători de valoare, deci eu fac comparație cu nivelul la care eram în același moment în anul trecut la Rădăuz. Nu comparăm, pentru că acum la Fălticeni sunt mult mai departe față de unde eram la Rădăuz anul trecut. Acum vom vedea maximul pe care îl putem atinge cu această echipă și pregătirea fizică pe care am făcut-o, pentru că fac de asemenea o comparație între pregătirile fizice. Eu am trei cicluri făcute în ultimul an de zile, vara trecută, această iarnă și vara aceasta. Progresează foarte mult de la 6 luni la 6 luni. Avem și vitaminizare foarte bună și pregătirea pe care am făcut-o această vară nu se compară cu cele pe care le-am făcut anul trecut la Rădăuz, pentru că au progresat foarte mult. Am văzut că pot să trag mult mai mult de ei față de timpii, distanțe, antrenamentele pe care le făceam în
în trecut. Și atunci nu poate decât să mă bucure, pentru că randamentul lor va fi mai crescut în momentul în care vom lucra și la prospețime, asta facem acum, și în momentul în care vor fi din punct de vedere fizic 100%, sper să fie miercuri în cupă și cu CSM Bacău la prima etapă, să fie spre un 90-95%, 100% poate, din punct de vedere fizic, pentru că tehnico-tactic am lucrat, lucrăm și ei știu ce au de făcut. Dar vă spun, să nu uităm, am luat un portar de la Liga 1 din Republica Moldova, care respectă și regula de under din România, pentru că el este cetățean român încă de când s-a născut, chiar dacă a trăit în Republica Moldova. L-am luat pe Alexandru Andrei de la Aerostar, care e unul din cei mai valoroși jucători din campionat, pot spune, nu de la Fălticeni. L-am luat pe Sahru Alex, un băiat care a fost două sezoane la Liga 2, tot sucevean, este din Liteni, nici nu știam, un băiat deosebit și ne ajută foarte mult și ne va ajuta foarte mult. Deci mai sunt și alți jucători pe care i-am adus pe lângă cei care au venit cu mine de la Răduț. Julei, dacă își revine... Julei, în momentul în care își va reveni, toți, va fi cu Daniel acolo, la mijlocul terenului, sunt sigur că vor domina jocul la mijlocul terenului. Cu Bejenar, care le va face munca. Bejenar e ultimul jucător sau va mai veni? Va mai veni unul, vom mai semna zilele astea cu încă un jucător și cred că acela va fi ultimul. Așteptăm să-și ia actele de la unde este. De la Rădăuț? Nu, de la Rădăuț, nu. Bejenar este de la Rădăuț și va mai fi unul din altă parte, pe care mi l-am dorit foarte mult. Ați început meciurile oficiale în Cupa României și îndrăznesc să spun că așa, o ușoară palmă, ai dat Rădăuțul prin acea victorie categorică 3-0 din turul precedent, din turul secund. Da, iată, pentru cei care nu știu, Șomus Fălticeni, să spunem, a rămas singura reprezentantă a județului nostru în Cupa României. Foresta a pierdut, neașteptat, la Dante. Și voi ați reușit să învingeți pe teren propriu Bucovina Rădăuț cu 3-0. Cât de mult vreți să avansați în această competiție? Da, noi am jucat încă din primul tur. Am jucat cu juniorul pe Ițcani, 3-2, am câștigat destul de greu. Eu nu mi-am structurat pregătirea în funcție de Cupa României, pentru că asta ar însemna că la momentul disputării meciurilor din campionat să avem niște minusuri. Chiar dacă a doua zi aveam meci în cupă, noi ne făceam antrenamentele fizice sau ce antrenament aveam, nu... Poate, hai să zic, un 20%, țineam cont de faptul că avem meci a doua zi în cupă, dar în rest nu m-a interesat. Să nu uităm că ne-am antrenat cantonamentul cu 3-4 zile înainte de meciul cu Rădăuț. Mi-era frică că vor interveni accidentări, nu vom avea prospețime. Era clar, erau foarte obosiți, a fost un cantonament foarte greu. Deci nu mi-am structurat pregătirea în funcție de Cupa României, dar conducerea clubului își dorește foarte mult să avansăm cât mai mult în Cupa României. Suntem în turul 3, vom vedea probabil în linii mari, vom juca cu Dante. Dante e o echipă valoroasă care s-a întărit foarte mult în această pauză competițională. Ne dorim să aducem măcar o echipă de Liga 2. Cum am spus, probabil dacă vom trece de Dante, vom juca cu o echipă de Liga 2 sau... Nu știu exact cum vor hotărâ cei de la federație. E clar, ne dorim să ajungem măcar să mai trecem în contur. Acum, oricum, va fi un meci frumos cu Dante, probabil, miercuri, înainte de începerea campionatului. De asemenea, mă bucură tragerea la sorți în campionat, pentru că imediat după meciul de cupă avem meci acasă în campionat cu CSM Bacău, deci dacă aveam o deplasare la Vaslui sau la Huș, era o problemă. Așa putem aborda și meciul de cupă cu o formulă destul de bună și apoi în campionat sper în 3 zile să îi recuperăm din punct de vedere fizic și să fim și în campionat la un nivel ridicat. Da, în meciul din cupă cu Dante va conta foarte mult cât de mult își dorește finanțatorul echipei Victor Mihalache. Își dorește. Își dorește? Da, își dorește. Pentru că știu, are obiceiul de a oferi prime consistente și... Da, știe să-și motiveze când îl ambiționează un anumit adversar și motivează bine. Da, da, e alegerea lui, sunt banii omului, da. Nu putem. Am discutat cu ei zilele trecute pentru că au fost contact direct cu cei de la Suceava. Nu știam, facem amicalul de astăzi, nu-l facem. Și am discutat cu ei, își doresc să meargă în cupă, nu s-au oferit să-mi spun acest lucru. De asemenea, sunt ok cu testele, și-au făcut teste, le-au venit rezultatele, sunt bune și atunci facem amicalul. Legat de meciul cu Rădăuț, cum ați întrebat, da, nu aș fi, nu știu, ipocrit să zic că nu mi-am dorit să foarte mult să câștig. Probabil și jucătorii. Și jucătorii, pentru că jucătorii efectiv nu au nicio vină. Eu am mers în vestiaj după joc și am stat de vorbă cu jucătorii de la Rădăuț. Bine că
trei sferturi nu mai erau cei care, cu care am lucrat eu, pentru că din titularii cu care am lucrat eu, mai puțin de jumătate au fost din sezonul trecut în acest meci de cupă. Într-adevăr, a venit Sahlean, care tot era jucătorul Rădăuțului, a venit Radu Ungureanu, care tot a fost la Rădăuț mult timp, de doi de la Fălticeni, Chiseliță și Foriș, dar cu toate acestea nu mai erau. Ei nu au avut nicio vină în toată chestia asta. Este păcat că ne-am destrămat. Acum, din ce motive, e clar că nu sunt vinovați ei. Dar pentru că am ajuns la această discuție, cum ți se par loturile celorlalte două echipe SCVN în acest sezon? Modul în care gândesc ei... Da, la Rădăuț, din punct de vedere individual, cum văd eu lucrurile, au o echipă bună în Rădăuț. Să nu uităm că au făcut niște achiziții bune în această pauză cu Udeanu, un portar de Liga a doua, Radu Ungureanu, Sahlean, pe care mi l-am dorit și eu foarte mult să rămână la Fălticeni. Și faptul că s-au făcut lucrări pe acolo, că îl văd tot prezent pe domnul Lucescu, probabil și asta reprezintă... Da, păi nu cred că joacă vestiarul, că dacă ai un LED în plus în vestiar... Nu, dar... Poate te motivează, că nu știu, vă spun eu, că senzația că merg lucrurile. Eu stau între ei și știu toate discuțiile dintre jucători și pe ei motivează latura financiară, pentru că mai ales cei care au familii, și nu sunt puțini cei care au familii, care au deja niște proiecte în viață și mai rămân în fotbal, pentru că mare parte dintre ei au facultatea de sport terminată, probabil vor lua pe această linie să continue ca profesor sau ce vor face, dar momentan cât mai merge la fotbal, preferă, pentru că este totuși o viață destul de frumoasă, fac sport, sănătate. Da, din punctul de vedere, deci Rădăuțul consider că are un lot echilibrat, un lot valoric individual bun, acum depinde cum vor reuși să se formeze ca grup. Legat de Suceava, nu știu că... Senzația mea că la Foresta urmează așa un an de tranziție, cel puțin un an. Da, în amicalul pe care l-am făcut, ne-au bătut 4-2, nu știu, erau vreo 20, cred că, de jucători de culoare, ieșeau 2, intrau 2, mai ieșeau, n-am înțeles foarte multe din meciul amical. E clar că eu din minutul 60 la 2-1 pentru noi am schimbat toată echipa, am intrat niște copii de acolo prin Fălticeni, ce mai aveam, și mi-am asumat acea înfrângere, nu a fost o problemă, cum am asumat așa cum la Miroslava, dându-le șansa copiilor care au jucat mai puțin, dar... Nu știu, sunt curios și eu să văd cum va arăta Suceava, pentru că ei am înțeles că acum trebuie să fie în cantonament, cu o săptămână înainte să înceapă campionatul. Sunt și eu curios. E clar, între jucătorii de culoare din amicalul pe care l-am făcut noi, erau câțiva valoroși. Nu? Și dintre cei români, frații Mihăiescu, mi-au plăcut. Aveau doi basarabeni buni, un mijlocaș la închidere și un vârf de atac. Acum nu știu, i-au legitimat, nu mai știu exact. Da, simplu fapt, dacă nu mă înșel, Nedbai e capitanul echipei. Da, Nedbai e ok, jucător... ca Inter în 4-3-3 e ok, da. E foarte bun, dar e un jucător care nu, mă rog, îl știm cu toții de mulți ani. Dacă nu mă înșel, a mai fost prin probe, nu e tocmai, nu știu, poate cel mai bun fotbalist... În sistemul în care joacă, în 4-3-3, și antrenorul nou i-a găsit un post pe care eu, de exemplu, nu-l vedeam jucând acolo, ca Inter în 4-3-3, chiar mi-a plăcut în meciul amical. Ce să zic, Nedva este un jucător valoros, depinde cum se integrează, depinde de starea lui de sănătate, pentru că el calități are, acum depinde cum îi le pui în valoare. Aminte, a fost golgheter. A fost la Roma, a fost ok, a fost da, și la noi. Liga 4, prin Botoșani, da. Probabil este o nouă provocare pentru el și faptul că joacă acolo ca mijlocaș central, cum n-am mai jucat niciodată, nici nu-l vedeam niciodată pe Nedbai jucând mijlocaș central. Dar, v-am spus, în amical i-a trasat antrenorul câteva sarcini și chiar i-a pus în calitate valoarea. Pentru că a dat și un gol frumos, în afară de asta a făcut foarte multe recuperări, foarte mult. Paradoxal, fizicul lui și modul cum îl știam eu, nu mă așteptam să-l văd acolo. Cine știe, poate va fi un sezon în care el va deveni un pion principal în cadrul lotului, pe lângă jucătorii valoroși pe care i-au adus, pentru că individual sunt jucători valoroși aduși la Suceava. Și dintre cei de culoare sunt 5-6 care sunt ok. Am înțeles că și la Dante au la 2-1 au dominat jocul, mai ales repriza a doua a fost în totalitatea lor. Au luat acele goluri destul de repede, a fost o eroare acolo în defensivă, în penalti, apoi un șut deviat și apoi Suceava tot a controlat jocul. Și pe final, când Suceava a încercat să egaleze, a prins căinarea acel șut foarte frumos și scorul de 3-1 nu cred că reflectă realitatea din teren. Vom vedea, sunt și eu curios. Din păcate va trebui să mai așteptăm până să vedem Foresta într-un nou joc oficial după cel de la Dante, pentru că în cursul zilei de astăzi, miercuri,
președintele clubului Andrei Ciutac a anunțat că DSP-ul le-a impus să intre până pe 29 august în carantină, asta după ce mai mulți jucători au fost reconfirmați pozitiv la echipă. Așadar, primul lor meci din campionat cu Cușana Huș va fi amânat. Dar e posibil, nu știu, eu știu protocolul de anul trecut când noi ne-am lovit de acele probleme și cu DSP-ul am ținut legătura. Păi, mai fost ceva modificări, nu? Dar cred că, da, eu nu mai știu, eu știu din septembrie anul trecut, dar e posibil să facă testul în a 8-a zi și să, dacă, nu știu, depinde câte cazuri au de pozitiv. Eu știu că de la 3, cum era atunci, dacă erau 3, era considerat focar și erau introduși toți în carantină, așa, făceai testul, contacte. Cred că 4 sau 5, dacă nu mă înșel. Atunci, dacă sunt 4 sau 5, probabil e considerat focar și sunt... Dar la inițial au fost 2. În a 8-a zi, cred că pot fi, pot reface test, dar depinde cum dorești și ei. Da. Poate nu sunt încă pregătiți fizic, poate le convine această pauză, dar nefăcând antrenamente, acum nu asta știu. Asta vreau să zic, nu... Adică din propria experiență de anul trecut la Rădăuț, contează mult să nu... Noi am făcut pe Zoom, făceam 2 antrenamente pe zi. Pe Zoom, pe... Da? Uitați că am după 3 zile, am... Da, nu știu. Da. Contează mult grupul din ce vă îngrijorează, de exemplu, situația de la Foresta, nu știu, poate e frică să nu pățiți și voi. Acum, dacă vine al patrulea faliu, mai știu ce să mai spun, nu mai știu. Da, vă dați seama că sperăm. V-ați testat la, da, și la meci, două meciuri, da, de cupă. La meciul de cupă, nu, da. Acum urmează să facem iarăși testele pentru turul 3 din cupă și pentru prima etapă. Sunt foarte puțini jucători la Fălticeni care sunt vaccinați. Mai sunt câțiva membri în staff și 2-3 jucători care sunt vaccinați. În rest, ne testăm la 7 zile. Testele antigen, cum e protocolul nou. Acum vom vedea, poate introduc PCR-ul, încercăm să mai discutăm cu jucătorii, să vedem, poate mai sunt care doresc să se vaccineze, pentru că sunt și aici niște costuri, să nu uităm, pentru că testezi 30 de persoane, ai 20-25 ori 45 de lei, sunt niște costuri săptămânale. Mm. Plus că nu mai sunt doar 9 etape, acum se joacă și câte 6, parcă din retur se joacă, 15 meciuri se până joacă. Pe 4 decembrie, dacă nu mă așa. Deci sunt 15 săptămâni de testări, 15 ori 45 de lei ori 25 de persoane, iese o sumă. Și din punct de vedere financiar e o problemă, dar sperăm măcar să nu vină valul 4, să rămână lucrurile așa și să putem să ne continuăm și noi activitatea, să fie și spectatori în tribună, pentru că și la meciul de cupă cu Rădăuțiu a fost destul de multă lume și mulți rădăuțeni au fost, pentru că vă dați seama, toată lumea era curioasă să vadă ce va fi, cum va fi. Și eu eram curios. Da, pe ei. Da. Bun, și faptul că mizați pe mulți jucători din zonă, tineri, cu siguranță va aduce mai mulți spectatori la meciuri. Mai ușor să reții până la urmă numele unui da, copil eu... român, să zic așa, decât... Eu am confirmarea muncii din ultimii ani. Un jucător, chiar și român, dacă nu este din zonă, nu... Vine. Bine, sunt, că sunt băieți de caracter, nu se pune problema. Am avut și noi, Mihăieș, am avut băieți extraordinari, da, care nu erau... Așa în trecut a fost portarul de la Fălticeniului, de unde era? Da, Kindrich, da, cred că e din Baia Mare sau Cluj, ceva de genul. Da, ok. Dar eu am preferat jucători localnici, așa prefer. Și toți de la Fălticeni, afară de Oleg, de portar, pentru că am avut o problemă la poartă, că rămânsese Andrei Pascal singur. L-am luat pe Puianu, dar Puianu mai are... 2-3 luni de recuperare până va fi la un nivel cât de cât bun și atunci am reușit să-l aducem pe Oleg Malac, portar de la Milsa Miorhei, foarte, mă bazez pe el, un băiat extraordinar și ca om și am reușit să-l integrăm rapid în grup. Vorbeai adineori despre tragerea la sorți, despre programul noi ediții de campionat și spuneai că sunteți mulțumiți de faptul că jucați în prima etapă cu Bacăul. Urmează apoi o deplasare la juniorul Vaslui, acasă cu Pașcani și în cadrul etapei a patra, primul derby sucevean din seria 1, o deplasare la Rădăuț. De ziua mea jucăm la Rădăuț. Așa, da. Nu se putea cred că altfel. E bine că ești aproape de casă, rămâi acolo. Da, nu, e... În primul rând vom vedea cât va fi de lung parcursul în Cupa României. Dacă ne vom califica, vom juca imediat după turul 4 cu Pașcaniu acasă. Din nou, e un lucru îmbucurător pentru mine, pentru că jucăm acasă, jucăm cu o echipă care nu, Doamne ferește, nu minimalizăm valoarea lor, dar nu e o echipă care să emită pretenții la play-off, nu va fi un derby pentru play-off, să spun. Și atunci pot să pregătesc altfel ambele meciuri pentru a fi în la capacitate maximă jucătorii și pentru a alinia o formulă cât de cât apropiată de cea mai bună, să spun, la ambele meciuri. Dacă jucam din nou,
dar stați să vedem ce facem. Dacă ar fi să ne calificăm, am spus, dacă ar fi să ne calificăm cu Dante. Dacă nu ne calificăm cu Dante, atunci vom intra într-un ciclu săptămânal în care oricum trebuie să joci cu toate echipele. Nu mai contează că ai două deplasări sau două acasă, le pregătești de la săptămână la săptămână, îți programezi, îți pregătești antrenamentele după specificul jocului respectiv și atunci încerci să scoți, eu cel puțin cumva lucrurile, încerc să scoate maxim din fiecare meci. Da, în principiu, din primele trei etape ar trebui, ați putea să obțineți 9 puncte. Sigur, juniorul Vaslui acolo pare o deplasare mai... Da. Sunt, da. Nu pot, eu nu mai dar nu fac calcule așa. Rădăuți, nu fac calcule așa, eu iau fiecare meci în parte. Doamne ferește, putem avea și un eșec și un semi-eșec. Asta nu înseamnă că nu mergem etapa viitoare să câștigăm. Pentru că, la urma urmei, un obiectiv important și obiectivul principal al nostru în acest tur, pentru că în acest tur se joacă aproape tot sezonul regulat, este să fim în primele patru. Apoi vom vedea în iarnă ce putem face, dacă autoritățile își vor dori să întărim puțin lotul, dacă vom fi acolo să avem șanse la primele patru și apoi să atacăm poate primele două. Cam așa văd eu lucrurile, iau pas cu pas, așa, nici nu m-am gândit sincer din primele etape să fac 3 puncte, 9 puncte, nu m-am gândit. Iau pas cu pas. Poate nu facem, poate facem doar 4. Asta nu înseamnă că nu vom merge la Rădăuți să câștigăm și să fim... Dar pe ce perioadă ai semnat? Și... Pe un an de zile, toată lumea a semnat pe un an de zile, dar avem, cunoscându-l pe domnul colonel Ungureanu, președintele, și pe Ioli Darabă, directorul sportiv al clubului, sunt mai mult niște acorduri de principiu omenești, nu se pune problema, că dacă vor fi lucrurile bine și își vor dori continuitate, cu siguranță vom rămâne în continuare și poate vom mai reuși să mai aducem... Eu, până la urmă... Dar nu ești condiționat de calificarea în play-off sau... Nu, ne-am impus niște... Un obiectiv a fost Cupa României, să ajungem cât mai departe. N-am stabilit turul 3, turul 4, pentru că, vedeți, acum ne participăm toate echipele din Liga 4. Deja Liga 2, cele retrogradate sau cele promovate au intrat deja. Joacă în turul 2. Nu? În turul 2, da, au jucat. În condițiile în care, de obicei, intrau în turul 4, Liga 2. Ori promovate, ori retrogradate. Deci s-a schimbat puțin formatul. Ideea este să ajungem cât mai sus. Clar, ne dorim o victorie în turul 3 și apoi vom vedea ce vom putea scoate în continuare. Legat de Cupa României. Legat de campionat, eu mi-am impus mai mult un obiectiv. Oamenii de acolo poate erau puțin și sceptici când la primele discuții pe care le-am avut. Bine, și eu poate aveam un elan așa, că veneam după un sezon excepțional și mă gândesc acum și eu poate că le știu pe toate, poate că... Dar vă dați seama că nu e așa. Și atunci eu am un elan și am o dorință de muncă fantastică să termin în primele patru. Primul pas. Apoi le vom lua așa, pas cu pas, vedem ce putem. Dar clar, obiectivul este primele patru, nu se pune problema. Și sunt convins așa că îl vom atinge, pentru că... Care ar fi contracandidatele? Contracandidate sunt destul de multe, care n-ar fi. Ce mișcări de tot ai văzut? Păi clar, sunt favorite. Nu este Aerostarul, dar au venit Hușu și Vasluiu, cel puțin Hușu, care s-a întâlnit cu jucătorii de la Miroslava. Îl cunosc pe Florin Croitoru, fratele lui Marius de la FC Botoșani, un antrenor dedicat, și a reușit să-și aducă de la Miroslava cam toți jucătorii. Cred că e cam în situația mea cum sunt eu acum la Fălticeni cu cei de la Rădăuți. Și muncește bine, are și un sistem destul de greu de ghicit, joacă un 3-4-3 destul de te pune în dificultate în meciurile directe. Hușul cu acel sistem, vom vedea, că nu știu, noi am văzut în amicale, nu știu, am văzut că este un meci cu Ceahlău și am să-l urmăresc și să-mi dau seama de modul cum joacă. Clar, Hușul, apoi Ceahlău, Dante, care sunt principalele candidate prin prisma loturilor create, prin prisma bugetelor, acestea două ar fi principalele candidate, apoi vine Hușul, Fălticeniu, Rădăuțu, Suceava și Miroslava. Cam asta cred că se vor bate pentru locurile 3-4. Așa, după calcule hârtiei. Așa, faptic, vom vedea de la meci la meci, pentru că nici Rădăuțul nu dădea nimeni nicio șansă. Nu, sezonul trecut se termină pe primul loc. Se băteau domnul Popovic după victoria de aici, de la 2-1, cred că a câștigat, nu? Prima etapă, sau 2-1. Da, a câștigat 2-1, el deja se gândea că trebuie să întărească ambele pentru baraj. Chiar mi-aduc aminte așa, și eu eram în izolare acasă. Asta zic, nici nu ajută. Da, eram în izolare acasă, mă uitam așa, ia uite, ăștia deja se întăresc pentru baraj, noi nici n-am jucat un meci, noi suntem izolați acasă. Deci,
da. De la o etapă la alta. E noroc că n-a fost departizată Aerostar Bacău în seria noastră. Da, Aerostarul cu Hușu, să știți că nu e mare diferența de valoare în favoarea Aerostarului. Probabil este un plus de valoare individual în favoarea Aerostarului, pentru că am fost și am văzut amicalul Aerostar Rădăuți, 1-0. Și da, pot spune, au jucători, mai ales la mijlocul terenului, Chirilă, Burlacu, acolo, au Horea Ilie, al doilea vârf, care Vraciu, nu mai spun, un jucător care foarte bun pentru Liga 3-a, Vișinar, care este un fundaș central extraordinar de bun și este, na, aș fi dorit să-l am eu, dar din păcate are contract acolo, am reușit să-l iau pe Alexandru și dacă îl luam și pe Vișinar era ideal, dar vom mai vedem ce se întâmplă în următoarele pauze. Da. S-a schimbat un pic și sistemul competițional, pare mai greu să ajungi până în fața semifinalelor barajului de promovare, așa cum ați reușit anul trecut și Bucovina, Rădăuți și Foresta. Da, vor fi, e clar, acel play-off de 4 cu tur, retur, tur, 9 meciuri, vor fi meciuri tari între echipele valoroase, că de obicei se spune că se câștigă campionatul cu echipele mici, acum nu mai joci 9 meciuri între echipele între ele. Hai, la un meci ai ghinion, dai... ai trei bare și dau adversarul ajung o dată la poartă, dau gol, dar al doilea, al treilea, până la al nouălea, e clar că e valoarea. Și atunci, din punctul meu de vedere, e un lucru bun, pentru că vor fi meciuri tari, vor fi meciuri valoroase, să dea Dumnezeu să reușim noi cu Fălticeniu să ajungem acolo. Mi-aș dori și Rădăuțul acolo. De ce nu să fie încă 3-2 în campionat? Jucăm de 5 ori, merg la Rădăuț. Cu Foresta, Foresta nu știu încă, nu că nu sunt optimist, dar... E o enigmă, cum ați fost voi anul trecut la Rădăuți. Da, e o enigmă totală legată de Foresta. E clar că individual sunt valoroși cei de culoare, dar nu știu cum va reuși antrenorul. Mi-a plăcut și antrenorul, cum, pentru că am urmărit și înregistrarea jocului, când 2-4 la Fălticeni și are niște idei bune, așa, mi-a plăcut anumite lucruri la el, la modul de abordare al meciului. Nu știu când va reuși să-i omogenizeze, pentru că am înțeles că din cei care au jucat cu noi au plecat mare parte, au mai venit alții, nu mai știu, așa, mă uit la nume, nu mai îmi dau seama, Ugenda, Tuba, nu mai știi care și cum e. O să vedem, mai ales că nu jucăm chiar repede cu ei, ne vom crea ușor, ușor o imagine și vom ști cum vom aborda. Doamne ajută să ajungă Suceava, da, de ce nu să fim în play-off-ul de 4-3 din județ Suceava? Ar fi extraordinar din punctul meu de vedere. Da, apropo de sistemul competițional, probabil, sau nu știu dacă ai văzut, la finalul barajului de promovare, cei de la Foresta, inclusiv primarul Sucevei Ion Lungu, susținea că nu e corect ca tot sezonul să se decidă într-o... de o asemenea manieră, adică termin campionatul pe locul 1-2, cum a fost cazul Forestei și, nu știu, poate prinzi o zi mai proastă și se duce toată munca pe apa sâmbetă. No, acum, că ați spus la începutul emisiunii de valoarea celor două serii, clar că noi, ca serie, suntem echipe apropiate valoric, mai multe echipe apropiate valoric, lupta e mai mare între primele locuri, primele 5-6 își doresc toate play-off-ul. Ei, acum, dacă ne uităm în seria a doua, păi este Aerostar, Oțelul și, nu știu, Focșanu, dacă mai are ceva. Și în rest, poate Metalul Buzău, dar slabe șanse la Metalul Buzău, pentru că este deja Gloria, este Vasile Mihăieș, acolo jucător, mai ține legătura, ei și-ar dori, ar mai au finanțari de la Consiliul Județean, dar nu ceva extraordinar. Deci, clar, acolo e Aerostar cu Oțelul. Aici nu poți să spui cine va merge la, adică și aici poți să spui așa, dar nu spui cu aceeași tărire care spui Aerostar cu Oțelul, spui Ceahlăul cu Dante. E clar că aici seria e puțin mai echilibrată valoric, dar echipele de acolo, mă uit și la Oțelul Galați acum, cu ce jucători au adus, cu Dornel Munteanu ca antrenor, e clar că au un buget liniștitor pentru, sau cu Petre Ghiroraș, ce jucători au avut mare parte din campionat. Și Aerostar, dacă spui că s-au... Da, și Aerostarul au... Deci, și-au revenit de vedere financiar. Dar eu, de asemenea, diferența în momentul de față este prea mare între Liga a 2-a și Liga a 3-a ca valoare. Deci echipa care promovează, echipele care promovează la Liga a 3-a, echipelor le este greu. Vedem Brăila acum, care nu s-a întărit chiar foarte tare, a adus 3-4 jucători, dar mare parte din titulari sunt tot aceiași, care erau și în sezonul trecut. Nu știu, ori poate, dar na, o serie, e frumoasă o serie cu 20 de echipe, costuri mari la Liga a 2-a. Și costurile sunt imense la Liga a 2-a față de Liga a 3-a. Dar... poate ar fi fost bună o divizie intermediară, și suta asta de echipe să mai faci o C1, un C2, ceva de genul, pentru că e diferență mare. Și când erau seriile de 16, era mai puternic un campionat. Câștigai un campionat cu 16 echipe la Liga a 3-a, e clar că aveai toate aturile să mergi la Liga a 2-a. Acum
Da. E puțin mai complicat. În acele vremuri știți că se mai mergea la indirecte și fel și fel de... Acum e cam greu, adică poți să mergi cât mergi, dar la final tot dai peste... Da, la final joci baraj și la baraj nu se mai pune problema mai de arbitraj, faci, de ce să mai pui. Nu, e clar că au fost, de exemplu, acum noi la baraj cu Brăila am avut brigăzi de Liga a doua combinat cu Liga a întâi. Tușieri de la Liga a doua, central la Liga a întâi sau invers. Deci nu se pune problema de așa ceva. E clar că echipele care, dar eu cred că au mers echipele care au fost mai valoroase. Eu, de exemplu, cum am simțit eu și cum am văzut ultimele meciuri, am zis că dacă trecem de Brăila cu Oțelul, nu mai era așa, nu era așa frică decât parcă de returul ăla cu Brăila, nu știu, și eu am avut așa parcă o frică, pentru că Oțelul îi cunoșteam, am făcut și amical cu ei, aveau același stil de joc ca noi, doar că noi aveam atuul tinereții, pregătirii fizice mai bune, erau deja jucători mulți blazați, chiar dacă au fost în Champions League, au jucat, aveau o vârstă, nu mai aveau acea motivație, poate. Noi, în schimb, într-o finală cu ei, cred că aveam șanse destul mai mari, drept dovadă și Brăila a reușit să se califice. Doar prima, am urmărit ambele meciuri, doar prima repriză de la Galați, turul de la Galați a fost Oțelul peste ei. În rest, cam Brăila a dominat celelalte trei reprize. Da, în final vreau să te întreb dacă știi cum se va permite accesul spectatorilor, dacă nu s-au pus în vânzare poate abonamente sau nu, la făcut în momentul nu, vor fi, am la meciul de cupă au fost bilete în valoare de 5 lei, dar de asemenea au trebuit respectate normele protocolului sigur, medical, da. Cu vaccinare. Și pentru campionat se va păstra 5 lei? Sincer să fiu, nu știu, eu le-am sugerat că ar fi ok, pentru că de acei bani mai reușesc în cazul unei victorii să mai dea să fac un grătar pentru băieți, avem după un protocol după meci. Acum depinde cum vor discuta ei, conducerea clubului cu domnul primar, pentru că am înțeles, domnul primar, de exemplu, nu prea era de acord. Și eu, din anumite puncte de vedere, tot, pentru că la urmă îmi creez un spectacol pentru localnicii din oraș și mi-ai pus să vaccinezi. Bun, dar 5 lei nu e mult. Da, chiar la meciul cu Rădăuți s-au strâns ceva bănuți, că am făcut un grătar, am făcut o masă bună chiar după a doua zi după meci. Atmosfera bună, bucurie, dea Dumnezeu să o ținem tot așa. Da, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă urez mult succes în continuare, mai ales în Cupa României. Și în campionat. Și în campionat, dar în Cupa României, cum spuneam, sunteți singura echipă rămasă, singura speranță se leagă de voi, poate vom vedea, nu știu, echipă de Liga I, că da, la începutul fiecărui sezon, la asta visează toți suporterii să mai vină o prim divizionar în județul acum nostru. Acum mi-a venit inima la loc, aveam 13-14 ani jucători la antrenament, acum avem 20, Jolei a intrat într-un program aproape normal, mai așteptăm un jucător, astăzi își rezolvă cu actele și Bejenar era chiar plecat la Rădăuți să se rezolve conducerea de acolo și atunci având un jucător de 20-21 de jucători valoric apropiați, deci pot să fac un prim 11 din acești 20 oricând, diferit, pot să abordez că și Cupa României cu alt suflu, dar până săptămâna trecută eram 13-14, în cantonament am fost 14-15, cam aici eram și atunci eram destul de sceptic. Acum, Doamne ajută să mergem noi în cupă mai departe, cât mai sus, și să vedem toate cele trei echipe din județul Suceava în play-off. Mi-aș dori foarte mult. Da. Sperăm cu toții mult succes încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Daniel Vatamanu. Până săptămâna viitoare, toate cele bune. La revedere!